joc foarte spectaculos, obișnuită să atace, obișnuită să marcheze. Multă vreme a fost 0-0, dar un 0-0 intens, cu acțiuni și cu echipe scurte care au acceptat jocul pe contră, care și-au asumat acest joc. În prima repriză, cred că echipa gazdă a avut mai multe situații, a avut chiar și acea bară, cu mai multe situații de gol. După minutul 60, însă, noi am devenit mult mai periculoși și pe lângă golul marcat am mai avut câteva oportunități. Din păcate, pentru noi, da, așa e fotbalul, n-am reușit să păstrăm acel 1-0, pentru că suntem o echipă încă naivă și încercăm și în aglomerație să ieșim în zonă centrală cu pas de 5 metri. Asta e, va trebui să ne dezvățăm de anumite lucruri, adică să ne asumăm responsabilitatea acestor fapte. Iar pe urmă, acel 11 metri a întregit suspansul, sarea, puterul și final, poate pentru unii frumos, pentru unii urât. Dar cred că acest 1-1 arată că suntem două echipe bune în campionatului și jocul ca atare, chiar dacă a fost o căldură foarte mare, a avut ritm și cred că și calitatea europeană. Iar își revin, nu s-a făcut rabate la, s-a jucat cu la victorie, nu s-a făcut rabate la efort. Va trebui să ne recuperăm, să ne refacem cât mai repede forțele și să vedem ce vom face joi. Le doresc succes tuturor și celor de la asta și celor de la Steaua și gazdelor, bineînțeles, să sperăm că vom ajunge o echipă în Champions League, în grupe și cel puțin două, în zic, iar voi fantastic, în grupe. Întrebări. Fiindcă sunteți matematician, ce notă ați dat fiecare dintre cele două echipe pentru jocul pe care ați dat? Având în vedere că lumea zice că jucăm cel mai frumos cele două echipe, dar eu zic că am avut un avantaj, că am jucat două meciuri oficiale și destul de ușoare în Europa League. S-a văzut un pic în calitatea față de ce am văzut în prima etapă și ce jocuri am văzut până acum și în etapa a doua. Dar eu zic că încă nu suntem turate destul de bine, așa că un 8. Apă. Dacă mă pot să dau. Mă trag întrebare? Se exprimă bandurii așa cum doriți dumneavoastră, domnul Cuștai, în momentul de față, sau? Încă nu. Încă mai avem probleme la progresia spre poartă. Suntem o echipă cu o posesie destul de bunți, care încercăm un modul nou. Până la urmă, așezarea în teren, deci un pic de poezie, contează dinamica jucătorilor în orice sistem. Încercăm să facem doi jucători foarte tehnici între linii, care să fie capabili să dea pasa finală, să fie capabili să ajungă chiar și la finalizare lângă vârful de atac. Acum, cât de mult vom reuși să ne apărăm cu cel puțin un jucător, adică să facem pe partea unde nu avem jucători de bani, să vrem și să facem și o translație, să nu fim foarte descoperiți. Deci încă mai sunt la un sistem ce l-am încercat din mers, pentru că am avut jucători legitimați înainte de meciul cu Tarnă. Dar de asta zic că ne-au prins bine cele două meciuri care nu au fost foarte, foarte dificile și ne-au permis să ne reglăm. Bineînțeles că mai este mult, că se ratează încă anumite execuții chiar la fasa finală, în zona periculoasă, încă riscăm inutil, deci acele riscuri inutile. Probabil că vor fi eliminate cu timpul, cu sincronizare între jucători, pentru că și astăzi am avut 1-0 și în 84 am riscat în timp. Deci eu sunt de acord să și driblez, să iau acțiune când din care pot să marchez, pentru că păcat dribling nu s-a exclus încă din fotbal. Dar la fel și pasa scurtă, la fel și pasa medie, însă trebuie să ai responsabilitatea zonei în care te afli. Dar astea pe noi o să ne mai provin de ele, din înfrângere învățăm cel mai mult. Și este important ca de la fiecare mers să luăm ce rău, să corectăm și ce bun să încercăm să mențin. Considerați că aveți același discurs și dacă cei cu grozavă de acolo acela? Da, deci eu le-am zis cu jucătorilor că războiul la
început să ne onorăm acest loc 2 obținut din campionatul trecut, că undeva ne stă, ne apasă, dar ne și obligă, însă și vom fi mai respectați prin ceea ce facem. Și la fiecare meci trebuie să fim puternici și trebuie să adunăm punct sau punct. După acest meci, ați câștigat un punct sau ați pierdut 3 puncte? Deocamdată avem 2. Avem 4 puncte în clasament. Și nu am pierdut. Și trebuie să plecăm în noaptea asta, să ajungem cât mai repede să dormim și să vedem ușor ce. Dacă ați fi trăit acest moment cu Gicu Grozav pentru echipa noastră, cum ați fi reacționat? Trăiesc și eu destule momente cu Eric, așa că... El a știut care meci azi? Poftim. Eric a știut că e pe teren azi? Ei, o să discutăm. Eu nu prea fac o analiză individuală, așa că nu este corect. Și, în general, eu cu jucătorii discut cu imagine în față. Atunci ne putem contrazice, dar pe fapt. Când a fost cel mai nervos, cum a fost vreodată? Sunt eu cu jocurile, am și eu. O față-față cu ei. N-ați vrea să fiți la punctul. Da? Da. Am cineva de cel nevrutenic pentru a duce lupta pe două fronturi? Numeric suntem mai puțin ca anul trecut. În acest moment suntem 20 cu, din păcate, credeți că este accidental. Vorbesc de jucători, de fotbaliști, portaliști. Aș fi dat vreo 24, dar nu merg. La urmă, ăștia 19 o să ducem lupta pe, deocamdată pe cele două fronturi. Este bine că după etapa 6 se întrerupe campionatul, dar până atunci vă dați seama, noi jucăm foarte multe meciuri de deplasat. Și fiind în zona aceea unde facem deplasările doar cu autocarul, mai de astăzi, plecăm în noaptea asta, ajungem la Medea și stăm o zi acolo, plecăm la Cluj, după Mejeală și plecăm noaptea, plecăm duminica acasă, plecăm în Israel, plecăm la Piatra Neamț. Este greu. Vine asta, iarăși un meci greu și pot mai și mai rapid. Deci, dacă ne mai și calificăm, între timp mai jucăm. E foarte greu. Și până acum nu au fost meciuri puternice. De acum am început. Deci așteptați și o cădere? Păi eu sper să nu fie. Sper ca jucătorii care intră în teren și alții decât cei care până acum s-au cristalizat ca ar fi un prim 11, să zicem, sau un prim 10, că 10 jucători care au jucat constant în astea 3 meciuri câte au fost, 4 după acestea. Am schimbat la jucători de bandă, astăzi Nicoară nu a putut fi folosit, că a fost accidentat. Sperăm că putem folosi pe el să reinte forțe proaspete joi la Cluj. Și ceilalți care vor intra trebuie să fie la aceeași misiune. O să mai așa putem. Dacă nu, o să picăm. Aceștia sunt. O să-i țineți cum și domnul Condescu? Știu. O să-i țineți cum și domnul Condescu? Știu că are niște probleme grele acolo. Păi, noi nu am fi ținut domnul Condescu, dar eu cred că domnul Condescu mi-a asigurat că e tot bun. Ultima întrebare, vă rog. Cum întrevedeți viitorul fostei noastre echipe, Gazmeta Media, și care se pare că e încă de liberă? Îmi pare foarte rău că au pierdut meciul de către Cluj, au pierdut cele două jocuri cu două noturi bate. Eu cred că totuși sunt oameni, noi am mai trecut, noi, inclusiv nu știu pe mine, în acest discurs, vorbind despre Media, și pentru că am jucat 8 ani, am antrenat 6 și am fost director sportiv vreo 2, aproape că e o viață de om. Deci normal să țin la acel club și să mă pese când se întâmplă ceva cu el. Dar eu cred că sunt oameni cu capul pe umăr și au dat dovadă fiecare dată în momente grele, că s-au unit, s-au strâns, nu au dat bine cu fugiții. Și eu cred că echipa a avut și mulți jucători suspendați după acel meci cu Petrol. Nu l-am văzut, nu m-am auzit rezultatul și câteva imagini. Să sperăm că își vor reveni. E păcat pentru că s-a investit. Este un stadion și un teren foarte bun la Media și concurență mare și cu Petrolul, cu Astra. Deci sunt un lucru bun, a făcut și licențiere. Ne-a obligat să avem terenuri mai bune și sunt câteva în țară. Eu cred că Media și-o va rămâne o echipă de 70. Ultima întrebare. O întrebare scurtă, domnul profesor. Lemnarul este într-o scădere de formă sau nu e pe stilul dumneavoastră?
Tot prea mult a jucat în mandatul noastră. A jucat mai puțin. A jucat Matulevicius, să mă pune pe de Lernu, de care au calități diferite. Lernu este omul potrivit, la locul potrivit. A intrat cu Astra în ultimul meci, a dat acel gol. E un jucător, sper să înțeleagă cum se pregătește foarte bine și cum va intra. Pentru că asta e problema cu jucătorii. Nu pot juca decât 11. 7 sunt pe bancă și ceilalți sunt în afara lui. Astea de când lumea și pământul meu. Deci trebuie să înțeleagă. Și eu sper că zicându-le zilnic, o să revină rândul la toți. Iar în momentul în care prinde echipa, să numesc. Ok, mulțumim. Baftă.